Adevăruri biblice fundamentale. Două tipuri de păcate. Ne-am uitat în sesiunile trecute la câteva principii fundamentale pe care încercăm să le adunăm din primele capitole ale Bibliei. Biblia este singura carte din întreaga lume ce e scrisă de Atotputernicul Dumnezeu prin om. Mulți creștini pretind că cred aceasta, dar dacă cu adevărat ar crede, ar studia-o, ar încerca să înțeleagă ce spune Dumnezeu. Este nepotrivit pentru un creștin să spună că există o singură carte în întreaga lume, inspirată de Dumnezeu, și să nu petreacă apoi timp să încerce să o înțeleagă sau să o studieze. Dumnezeu a scris scripturile într-un mod special. Nu-i scrisă ca oricare altă carte. Biblia spune în Proverbe 25 cu 2 că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Deci, slava lui Dumnezeu stă ascunsă în numeroase adevăruri, revelații divine de pe paginele Scripturii, și dacă ești un Rege în Hristos, este gloria ta să le cauți și să le găsești. Sunt anumite adevăruri ce le poți găsi la suprafața Bibliei. Precum sunt anumite lucruri ce le poți găsi la suprafața pământului. Dar cele mai valoroase lucruri de pe pământ nu se găsesc la suprafață. Ele se găsesc adânc în mine. Aur, diamante, etc. Este la fel cu scriptura. Omul trebuie să sape 3000 de metri în pământ ca să scoată unele din acele comori. Oamenii sunt gata să suporte dureri, numai să poată scoate diamante și aur de acolo. De ce creștinii nu sunt mai dornici să sape în cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să afle ce a ascuns Dumnezeu în el? Aceasta pentru că este o inconsecvență în viața lor. Ei spun că cred că este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl tratează ca atare. Nu este suficient să studiem această carte ca și o carte de istorie sau chimie. Pentru înțelegerea acestei cărți, Biblia, ce avem nevoie este nu de o minte pricepută, ci de o inimă curată. De aceea a spus Isus în Matei 11 cu 25, îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Este vreo carte în lume pe care numai prunci să o înțeleagă, iar oamenii pricepuți nu o pot înțelege? Numai una. Și aceasta este Biblia. Ce au prunci, ceea ce cei înțelepți și pricepuți nu au? O inimă curată. Oamenii inteligenți au un nivel de inteligență, IQ ridicat, dar inima nu este curată. Deci, în acele cuvinte ale lui Isus, descoperim că revelația, descoperirea lui Dumnezeu este dată celor ce au inima curată. Starea inimii tale este mult mai importantă decât starea capului tău atunci când te apropii de scripturi. Deci, am încercat să ne uităm în adâncimea unor pasaje din scriptură pentru a vedea, înainte de toate, care a fost scopul lui Dumnezeu pentru om, cum ne poartă de grijă de toate nevoile noastre. Tacticele lui Satan prin care încearcă să înșele omul, căderea omului, m-a început să-și acuze soția, iar când părtășea sa cu Dumnezeu s-a rupt și părtășea cu omul s-a rupt. Aș vrea să privim un pic mai mult în Geneza, capitolul 3 și capitolul 4, și să observăm ceva important. Aici în Geneza capitolul 3, citim că atunci când Dumnezeu a venit la om și l-a întâlnit, l-a întrebat despre păcatul lui. Iar Adam nu și-a mărturisit păcatul, ci doar cumva indirect, acuzându-și soția, iar soția, șarpele. Găsim aici cuvântul blestem, ce apare de două ori. Pedeapsa lui Dumnezeu a fost un blestem, dar blestemul nu a fost peste Adam și Eva. Este foarte important să observăm aceasta. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu nu i-a blestemat. El a vorbit șarpelui și șarpele a fost posedat de diavol. El a blestemat diavolul acolo și șarpele în care a intrat diavolul. În Geneza, capitolul 3, versetul 14 spune, Blestemat ești tu între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. Al doilea blestem a fost asupra pământului, în versetul 17. Este foarte interesant. Domnul i-a spus lui Adam, ai ascultat de vocea soției lucruri care a fost rău. De partea sa, Dumnezeu l-a făcut pe Adam capul soției sale și în loc să fie capul soției sale și să o încurajeze să asculte de Dumnezeu, el a acceptat ca soția lui, care sta lângă el, să asculte de diavol și el să asculte de ea. Un soț are o responsabilitate ca și cap al casei lui, numit fiind de Dumnezeu, ca să-l reprezinte în casă, pentru a fi sigur că diavolul nu prea conducerea în acea casă. Nu ar trebui să permiți copiilor tăi sau soției să lase diavolul să conducă casă. Dacă ești cap al casei tale, Dumnezeu se așteaptă ca să-ți îndeplinești responsabilitatea ta divină și să fie sigur că ești un reprezentant al lui Dumnezeu în casa ta, unde diavolul să nu aibă niciun loc. Deci a spus lui Adam, pentru că ai ascultat de vocea soției tale și pentru că ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, vorbind mai exact, ne-am gândit că Dumnezeu l-ar fi pedepsit spunându-i, ești blestemat pentru asta. Dar nu a spus așa. El nu a blestemat femeia, nu a blestemat bărbatul, ce a spus, blestemat este pământul. Deci vedem că diavolul a fost blestemat, pământul a fost blestemat, dar omul nu a fost blestemat. Omului i s-a spus că vei lucra din greu de acum încolo, cu transpirații, spini și pălămâidă vor ieși din pământ, animalele vor deveni sălbatice și nu va fi ușor să-și găsească pâinea, soția lui va avea dureri la naștere. Aceasta citim în versetul 16. Așadar, vedem nu numai că Dumnezeu nu l-a blestemat, ci vedem ceva mai mult. Că Dumnezeu le-a dat o promisiune și anume a asigurat soluția pentru greșeala lui Adam. Este un lucru minunat ce vedem aici despre Dumnezeu, și este foarte, foarte important pentru noi să înțelegem ceva aici din caracterul lui Dumnezeu. Diavolul vine să ne condamne, să ne descurajeze, să ne facă să ne simțim fără de folos, nenorocit, bun de nimic. Pe când Dumnezeu. Nu ne vorbește niciodată în felul acesta. Dacă auzi o voce în inima ta, ești fără de folos, ești bun de nimic, nu vei fi în stare să faci nimic în viața ta, speranța ți s-a dus fiind deznădăjduit, poți fi 100% sigur că aceea nu este vocea lui Dumnezeu, ci este vocea diavolului. Diavolul este totdeauna interesat să te descurajeze, să te mustre, să te vina pe tine și foarte des să te constrângă să acționezi. Dumnezeu nu este așa. Poți să distingi vocea lui Dumnezeu. El nu condamnă. El convinge. Este o diferență între convingere și condamnare. Dumnezeu nu a venit lui la Adam spunându-i, ești inutil, ești bun de nimic. Nu! No. El a vorbit clar care a fost păcatul lui. Ai ascultat de vocea soției tale. Ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Și asta nu este tot. Eu am asigurat soluția pentru această problemă. Este ca și cum fiul tău a făcut aritmetică și nu a știut cum să rezolve o problemă anume. Ce ai face ca un tată bun? Dacă ești un tată rău, te vei îndrepta spre fiul tău și vei spune, ești bun de nimic, ești inutil, niciodată nu va ieși vreun lucru bun din tine, etc., etc., și îl face apoi în tot felul. Dar dacă ești un tată bun, nu vei ignora doar greșeala lui și vei spune, e ok, nu contează. Nu, vei spune, fiule, ai făcut o greșeală și îți voi arăta exact unde este greșeala. Aici ai greșit și așa trebuie să faci. Așa trebuie să corectezi problema. Acesta este felul cum te deosebește în a fi un tată bun sau unul rău. Și așa se deosebește vocea lui Dumnezeu și vocea diavolului. Vocea diavolului este totdeauna condamnatoare, acuzatoare, care dă vina pe noi și care spune că nu va ieși niciodată ceva bun din noi. Când Dumnezeu a venit la Adam, i-a spus în special ce a făcut rău și apoi i-a spus șarpe lui că într-o zi capul lui va fi zdrobit de sămânța care va ieși din femeie, referindu-se aici la Hristos, versetul 15. Deci este important să vedem că Dumnezeu vorbește despre soluție înainte de a vorbi femeii și bărbatului de păcatul lor. Altfel, ei ar fi fost descurajați. Nu este minunat să vedem aceasta că soluția este menționată în versetul 15 și mai apoi Dumnezeu vorbește femeii convingându-o și spunându-i cum urmează să fie pedepsită pentru păcatul ei și apoi vorbește bărbatului cum va fi el pedepsit pentru păcatul lui. Este foarte interesant să observăm felul cum lucrează Dumnezeu. El nu ne ceartă, nu ne descurajează. Este un exemplu minunat pentru tați. E ca și cum Dumnezeu venind și spunând, Adam și Eva am asigurat soluție pentru această problemă. Fiul meu va veni și va zdrobi capul acestui diavol. Dar trebuie să vorbesc cu voi doi. Aceasta ați făcut greșit și pentru aceasta veți fi pedepsiți în felul acesta. Aceasta este ceea ce ai făcut greșit, Adame, și în felul acesta vei fi pedepsit. Dar niciunul din ei, cum am spus, nu a fost blestemat. Când mergem la următorul capitol, îl găsim pe Cain, primul copil născut lui Adam și Eva. El a fost blestemat. Citim aceasta în Geneza, capitolul 4, unde Domnul vorbește lui Cain și îi spune în versetul 11 acum ești blestemat. Vedeți diferența. De ce nu a spus aceste cuvinte lui Adam și Evei? De ce le-a spus lui Cain? Care a fost păcatul lui Cain, de a fost mai rău decât păcatul pe care l-a comis Adam și Eva? A fost așa de rău pentru că, vedeți contrastul, Dumnezeu a blestemat pământul și șarpele, dar în celălalt caz a blestemat persoana însăși. Este foarte important să vedem păcatul din Geneza 3 și păcatul din Geneza 4. Să numim păcatul din Geneza 3 și păcatul din Geneza 4. Care e marea diferență dintre ele? Pentru că în această diferență putem învăța ceva pentru noi înșine. Încercăm să înțelegem principiile lui Dumnezeu. De ce vorbim așa de mult despre păcat? Deoarece toate problemele ce au venit în lume sunt datorită păcatului. De exemplu, sunt mulți oameni care predică astăzi despre prosperitate. Prosperitate materială și financiară. Ei spun că un om sărac de aceasta are nevoie în primul rând, promițând că Dumnezeu îl va, îi va face prosperi. Apoi sunt oameni care predică despre vindecarea fizică. Ei spun că primul lucru de care are nevoie un om bolnav este vindecarea. Dar știți care este cauza tuturor acestor probleme financiare și a bolilor? Este în cele din urmă la rădăcină, este păcatul. Dacă pur și simplu tai fructul și nu tratezi rădăcina, nu ai rezolvat problema. Poate rezolva două probleme, sănătatea și sărăcia, dar acolo sunt 101 alte probleme ce vin din acea rădăcină a păcatului. Astfel, Biblia nu începe să ne spună cum boala și sărăcia au venit în lume ci cum păcatul a intrat în lume. Acestea sunt în primele capitole din Vechiul Testament. Iar în primul capitol din Noul Testament găsim soluția în prima promisiune din Noul Testament. Îngerul îi spune lui Iosif în Matei 1 cu 21: Îl vei numi Isus, deoarece El va salva, va mântui oamenii de păcatele lor. Deci, ce înseamnă cuvântul Isus? unul care va veni să ne mântuiască de păcatele noastre. Nu de sărăcie și boli mai întâi, ci să trateze rădăcina. Așa cum spune Ioan Botezătorul în Matei capitolul 3, securea a fost înfiptă la rădăcină. Iisus nu a venit cu o foarfecă pentru a tăia problemele sărăciei și a bolilor, nu. El a venit cu o secure pentru a trata rădăcina problemei care este acolo jos și acesta este păcatul. De aceea e nevoie să vedem originea păcatului, pentru că din această rădăcină au venit toate problemele în omenirii, toate luptele, certurile, divorțurile, războaiele, foamea, cu de pământ și toate lucrurile mizerabile la care puteți să vă gândiți de pe acest pământ. Care se rădăcina? Păcatul omului. Dacă aceasta nu este tratată în viața ta, poți să ai o soluție temporară pentru o problemă anume, este adevărat că Dumnezeu ne-a binecuvântat fizic și material. Toate sunt adevărate. Dar dacă tratezi doar aceste lucruri și nu ai tratat rădăcina, nu s-a rezolvat problema ta de bază. Și poți să fii binecuvântat în aceste feluri și apoi să fii separat pentru totdeauna de Dumnezeu în iad. Poți fi binecuvântat cu prosperitate, poți fi binecuvântat cu sănătate și totul să mergi în iad. Dar dacă ești mântuit de păcat, nu vei putea să mergi niciodată în iad chiar dacă ești sărac și chiar dacă ești bolnav. Elisei a fost bolnav și a murit bolnav. El a fost bolnav, citim în 2 Împărați 13, Marele Profet, dar a mers în cer deoarece nu a păcătuit. El a tratat păcatul în viața lui. Deci vedem două tipuri de păcate în Geneza 3 și Geneza 4. E nevoie să înțelegem diferența dintre cele două și să putem vedea de ce unul este mai serios decât celălalt. Diferența este aceasta. Când Eva a păcătuit, s-a rănit pe ea însăși. A murit. Contactul ei cu Dumnezeu s-a terminat. Trupul ei a început să decadă, Duhul a murit și sufletul a devenit întuneric. Când Adam a păcătuit și el a păcătuit împotriva sa însuși, Duhul lui a murit, mintea a devenit întunecată și trupul său a început să decadă. Contactul cu Dumnezeu s-a rupt. Acesta este un tip de păcate din Geneza 3, păcate care te rănesc pe tine însuți. De exemplu, te îmbați, sau iei droguri, sau fumezi, sau te uiți la filme pornografice. Îți faci rău ție însuți. Cu adevărat, în acel act ce îl faci, nu rănești pe altcineva. Ca rezultat al acelei fapte, poți să mergi și să rănești pe alții. Asta e altceva. Dar cu acea faptă îți faci rău în primul rând ție însuți. Dar sunt și alte păcate și acest tip îl găsim în Geneza capitolul 4. Că rănești pe altcineva. Cain a fost gelos pe fratele lui, Abel, și a făcut ceva ce l-a rănit pe el. Acestea sunt cele două tipuri de păcate. Dați-mi voi să clarific încă o dată. Geneza capitolul 3, când îți faci rău ție însuți. Geneza capitolul 4, când faci rău altor oameni. Spune aici că Cain a fost mânios pe Abel. Dumnezeu a încercat să-l avertizeze, spunându-i, fii atent că și păcatul pândește la ușă, la ușa inimii. Geneza 4 cu 7. Dar tu trebuie să îl stăpânești. Știți că atunci, chiar de la început, când omul a păcătuit în Geneza 3, Următoarele cuvinte din Geneza 4 ale lui Dumnezeu sunt Trebuie să stăpânești păcatul. În Noul Testament, în Romani 6 cu 14, spune Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră deoarece nu sunteți sub lege, ci sub har. Aceasta a fost dorința lui Dumnezeu descrisă aici în Geneza 4 cu 7. Știi care este dorința lui Dumnezeu pentru tine, prieteni? Ca tu să stăpânești păcatul, să-l învingi. Acestea... Nu este un mesaj din Noul Testament, ci din Geneza 4 cu 7. Trebuie să-l stăpânești. Păcatul pândește la ușă, așteptând să te posede, așa ca un tigru. Ce stă afară la ușă, dorința lui este să te aibă, dar tu trebuie să îl stăpânești. Desigur că sub vechiul legământ ei nu puteau să-l stăpânească, deoarece Duhul Sfânt nu a venit să rămână cu omul. Este imposibil să stăpânești păcatul până nu vine Duhul Sfânt să locuiască cu omul. Și aceasta s-a întâmplat în ziua Cinzecimii, când a venit harul prin Isus Hristos, ce ne-a făcut în stare să biruim dorința să biruiești, cum a descris Dumnezeu în Geneza 4 cu 7. Dar Cain nu a ascultat, nu a răspuns și a devenit mânios. Mânia a fost văzută pe fața lui. Inima omului este adesea vizibilă pe fața lui. Prima întrebare care a pus-o Domnului Cain a fost, De ce ești mânios Cain? Vesetul 6. De ce ți s-a pus o fața? De ce este fața ta întunecoasă și de ce nu este luminoasă? Dacă inima ți-e curată, fața va fi luminoasă. Dar s-a întâmplat ceva. Ai o atitudine greșită față de fratele tău. Domnul a scos lucrul acesta la iveală și i-a spus, fii atent, deoarece dacă nu veghezi asupra acestui lucru, te va duce din rău în mai rău. Este deja un rău ca în inima ta, atitudinea față de Abel. Văd ceva acolo, dar va deveni mai rău dacă nu tratezi problema, că și păcatul vrea să te stăpânească. Cain nu a ascultat și a mers de la omorât pe Abel. Și Domnul l-a întrebat din nou, unde este fratele tău? Nu știu, a spus el, sunt eu păzitorul fratelui meu. Astfel, el a spus o minciună lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Când faci rău cuiva, acea rană strigă la Dumnezeu. Acum, noi știm că sângele nu este în stare să vorbească când se varsă pe pământ. Sângele nu poate vorbi într-o limbă pe care omul să o audă. Dar sângele poate vorbi într-o limbă pe care Dumnezeu o poate auzi. Aceasta citim aici în Geneza, capitolul 4, versetul 10. Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Când Cain a zdrobit capul lui Abel și tot sângele se vărsa pe pământ, acel sânge striga la Dumnezeu spunând, Doamne, răzbună-mă Tu, sunt un om nevinovat, sunt un om neprihănit și acest om a venit și m-a lovit. Nu i-am făcut niciodată vreun rău, iar el a venit și m-a lovit. Știi că atunci când rănești pe cineva, că vezi sânge, că nu, atunci când rănești pe cineva și îl jicnești într-un fel, acea rănire strigă la Dumnezeu? Omul poate fi un om foarte îndurător și spune, nu am nimic împotriva ta, te iert. Dar el poate să ierte doar orizontal. El nu poate ierta pe dimensiunea verticală a păcatului tău. Când faci rău cuiva, sunt două dimensiuni ale păcatului tău. Una este pe verticală când păcatul este împotriva tot puternicului Dumnezeu. Orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Dar de asemenea, tu ai păcătuit împotriva fratelui tău. Când Adam a păcătuit, a fost numai o dimensiune verticală. A păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Eva a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar păcatul lui Cain a fost pe verticală și pe orizontală. Omul care te-a rănit poate să-ți și iertare pentru rană, dar el poate ierta doar pe orizontală. Pe verticală trebuie să răspunzi printr-o pocăință personală. Când Isus a murit pe cruce, El a iertat pe orizontală pe ceea ce l-au crucificat, spunând, Tată, iarte că și nu știu ce fac. Dar ei trebuie să răspundă lui Dumnezeu pe relația verticală. Într-o zi vor fi trași la răspundere stând înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut lui Hristos, deoarece nu s-au pocăit. Așadar, vedem aici că Dumnezeu i-a spus lui Cain, Cain ești blestemat. Este cu mult mai serios faptul când comiți un păcat rănind pe cineva într-un fel. Lasă-mă să te întreb ceva. Dacă cunoști un frate creștin care e biat sau ia droguri, nu te-ar șoca mai mult decât un frate care mușcă pe la spate pe altcineva spunând o istorisire rea despre cineva? Vorbind acum la general, am întâlnit printre creștini unii care erau mai oripilați dacă auzeau pe un frate că consumă droguri decât pe un frate care vorbește de rău pe alt frate pe la spate, deoarece cei mai mulți creștini fac asta oricum. Dar care este păcatul din Geneza 3 și care este păcatul din Geneza 4? Dacă ei droguri îți faci ție rău, este un păcat fără îndoială, dar este tipul de păcat din Geneza 3 când te rănești pe, doar pe tine. Dar când vorbești de rău pe altcineva, rănești o altă persoană, îi furi reputația lui, îi faci rău exact cum i-a făcut Cain lui Abel. Acesta este cu mult mai serios. Dar fiindcă oamenii nu studiază Biblia, ei nu cred că bârfa și mușcătura pe la spate și vorbirea de rău este un păcat. Ei nu cred că acuzarea este un păcat. Ei nu cred că a da în judecată pe oameni este un păcat. Eu nu cred că oricine rănește pe altă persoană este un păcat. Creștinii sunt extraordinar de vinovați prin comiterea păcatului prin care rănesc pe alții. Vreau să spun că un drogat este de 100 de ori mai bun ca tine care bârfești și vorbești de rău pe alții. Știai lucrul acesta? Este un blestem peste cei ce rănesc pe alții. Și acesta este motivul pentru care mulți creștini nu cresc spiritual. Ei au păcătit împotriva cuiva și continuă să facă asta. Ei cred că omorul, adulterul, acestea sunt păcate împotriva altora. Acestea sunt serioase pentru că sunt exterioare, dar mulți creștini nu cred că vorbirea de rău rănește alți oameni în același fel. Acesta este un lucru serios. Deci să încercăm să înțelegem seriozitatea păcatelor care rănesc pe alți oameni. Care este rezultatul? Cain a fost blestemat, a devenit un pribeag. Domnul i-a spus în versetul 12, vei fi un pribeag, o persoană singură, acei ce trăiesc în păcat sunt într-o singurătate spirituală în viața lor, singuri, pentru că Dumnezeu nu este cu ei, oamenii evlavioși nu sunt cu ei, poate au prieteni de același tip, sunt bande de ucigași care sunt prieteni între ele. Dar va fi o singurătate, în sensul că Dumnezeu nu este cu ei și nici oamenii evlavioși nu sunt cu ei. Dar observăm aici că rezultatul nu este numai acesta, ci și copiii lui Cain au greșit lui Dumnezeu. Exact cum Cain a devenit un ucigaș și unul din urmașii lui a devenit un ucigaș. Astfel au alunecat departe de Dumnezeu. Deci sunt consecințe extraordinare când blestemul lui Dumnezeu vine peste o persoană. Deci să păstrăm aceasta în minte. Păcate care ne rănesc pe noi înșine sunt serioase, dar nu așa serioase ca păcate prin care facem rău altor oameni. Isus a venit să ne libereze de amândouă. Să căutăm eliberarea de amândouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze.